Salutare, dragilor, și bine m-ați găsit în El Nido. Hai să vă arăt cum arată mijloacele de transport întâi. Uitați, ei le spun la astea triciclete. Și să opresc lângă tine, te întreabă dacă vrei să te ducă undeva. Am aterizat aici în El Nido după aproximativ o oră de mers cu avionul din Boracay. Am ales să vin aici cu compania AirSwift, de altfel fiind singura care operează pe aeroportul din El Nido. De asta și prețurile mai mare la bilet, prețul biletului, am plătit undeva la 100 de euro. Mai aveți varianta cu Puerto Princesa, unde biletul de avion e undeva la 30 de euro, dar trebuie să veniți cu autobuzul, autocar, ceva, vreo 5-6 ore. Hai să vă arăt cum arată El Nido. La ora asta orașul e destul de gol. E ora locală 4. Majoritatea locații în excursii le opționale de aici, cele 4 celebre excursii A, B, C și D. Fără aceste excursii către acele superbe plaje și golfuri și laguni și ce mai au pe acolo, probabil că această localitate ar fi trecut neobservată, pentru că, după cum vedeți, e destul de anost așa. Nu prea are multe de oferit. Am plătit 53 de lei în banii noștri pe risotto cu fructe de mare, dar au adăugat la factură și 10% pentru serviciul lor. Bănuiesc că așa e pe aici, o să văd și la celelalte restaurante la care o să mai mănânc dacă se percepe taxa asta de 10%. Aici prețurile îmi par un pic mai scumpe decât în Boracay. Par ceva un pic, 10% cam așa mai scumpe. O să trească să-mi cumpăr un prosop. Are magnetul la mic. Asta după un timp caut după frigider. Hai că mai caut în altă parte. Uite, shaorma El Nido, o shaorma cu de toate, 170, adică vreo 15 lei. Shaorma cu orez, cu nachos, nu mai am zis până acum. Deci dacă vrei o shaorma, uite, ieftină. Aia regular e 87-8 lei. Deci ăsta e singurul loc ieftin unde poți mânca aici în Chipre. Prețurile sunt foarte mari în comparație cu celelalte țări pe unde am fost eu. Cu Vietnam, de exemplu, prețurile sunt de 3 ori mai mari aici. Ce tatuaje frumoase are fata asta.
da. Hai să vă spun cu ce nu-mi place aici, înainte să vă arăt cum arată locul. Apa plată e oribilă, e amară, nu se poate bea, efectiv beau că n-am încotro, beau de sete. Apă minerală n-am văzut deloc și mi-e dor să beau apă minerală, abia aștept să ajung în Dubai, ajung de aici, din Filipine, și să beau apă minerală. Cred că în Dubai o să găsesc. Și iarăși ceea ce mi se pare foarte rău pentru Filipine și pentru mine ca turist, nu găsesc fructe, efectiv. N-am găsit fructe expuse, acelea mici, tăiate, cum erau în Thailanda. Aici, în dreapta mea, e singurul stand de fructe din El Nido pe care l-am văzut, dar nu cu fructe tăiate cum e în Vietnam, cum am văzut în Thailanda, chiar și în Malaysia am văzut așa ceva. Asta e faleza, ca să zic așa, unde puteți veni seara să mâncați în acest loc. No, thank you. Dar avem partea mai urâtă a acestui oraș pe care vreau să vă arăt. Sper să reușesc să ajung acolo. Și asta e o stradă unde locuiesc localnicii mai mult. Nu prea sunt hoteluri, nici magazine așa multe decât pentru localnici. Deși din când în când mai vreau să ce case sunt pe aici. Ați putea locui în aceste condiții aici? Pentru că oamenii se văd că sunt amărâți. I-am dat șpagă unuia azi 15 lei și mi-a mulțumit vreo 5 minute. Da, uite ce frumos e ăla acolo. Nucile de cocos, ce mișto că ai nuci de cocos acolo și poți oricând să bei nucă de cocos. Foarte tare să ai așa ceva. Uite aici ceva de vânzare, tricouri. Sau sunt la... A, nu de vânzare, mă, sunt puse la uscat. Bun, hai că până aici e de mers, că mai în față se înfundă. Uite un cățel, seamănă cu ăla meu de la hotel. Ce faci, bă, cățel, bă? Ce faci, bă, cuțule, bă? Ce faci, mă? Ce faci, bă, cuțule? De ce la N-am avut... șanse cu acel cățel, a lătrat non-stop. Băi, am venit la doctor că mă simt deshidratat. Mă simt cam rău, documentul că sunt deshidratat. Și cam așa mă simt, dar să vedem ce pastile îmi dă, că nu mă simt bine deloc.